Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit în această zi cu un clip mai scurtuț. Vreau să vă arăt cum pregătesc eu broccoli cu usturoi, pentru că am avut un clip în care mi-am arătat broccoli. Mi-am spus că nouă ne place broccoli cu usturoi și multe dintre voi mi-ați spus că vreți să vedeți cum pregătesc eu broccoli cu usturoi. Așa că în această zi, deși nu am exact același fel de broccoli pe care l-am avut în acel clip, cu cumpărături săptămânale, dar exact așa îl pregătesc și acela, cum îl voi pregăti pe acesta. Copiilor mei le place foarte mult broccoli, din fericire. Știu că sunt mulți copii care nu mănâncă broccoli. Joshua, primul meu băiat, a mâncat broccoli încă de la 2 ani. Așa că sunt foarte fericită pentru că copiii mei mâncă broccoli. Și chiar și Salome, fetița noastră de 11 luni, mănâncă broccoli, așa bucățele mici. După cum știți, broccoli este foarte sănătos și este chiar mai sănătos dacă îl gătiți puțin atunci când îl mâncați. Așa că hai să trecem la treabă. Una din mâncărurile mele preferate, sau poate chiar preferata mea, a fost dintotdeauna și încă este supa de găină. Îmi place gustul de supă de găină, așa că încerc ca atunci când gătesc ceva unde aș putea să adaug un pic de gust de găină, o fac. Astăzi, pentru că am ocazia, mă întorc din nou la supă de găină. Aici este o cutie în care am supă de găină, doar supa. Nu este de casă, de multe ori mai pregătesc și eu de casă, dar nu ține mult pentru că se bea, o bem ca pe apă. Și supa la cutie o folosesc de obicei când gătesc. Nu o bem așa cum bem supa pe care o pregătesc eu, dar o folosesc pentru gătit. Pilaf de orez, tocănițe, ciorbe chiar și alte lucruri. Dar astăzi o voi folosi la broccoli și vă voi arăta cum. Ok, am turnat deja supa, cutia nu a fost plină pentru că am folosit și ieri puțin, dar a fost aproape plină, am turnat-o toată în această oală. Bineînțeles că nu este îndeajuns ca să acopere tot broccoli, dar este îndeajuns cât să-i dea un gust de supă, așa cum îmi place mie. Voi pune acum broccoli, iar peste voi turna apă. Țin să specific că acest broccoli este înghețat, dar îl puteți folosi și la cel care nu este înghețat, care este fresh. După cum vedeți, o parte din broccoli s-a înecat în supă, iar o parte așteaptă să fie înecată în apă. Torn acum și apa și cred că cam ajunge. Este destul cât să se moaie broccoli și să fiarbă puțin. Îl voi lăsa acum să fiarbă, îl acopăr și îl las să se zăpăcească un pic acolo. Vreau să specific că voi lăsa broccoli să fiarbă doar câteva minute, poate 4-5 minute, după care îl voi scoate pentru că nu vreau să fie fiert 100%, pentru că va urma partea a doua. Ok, după cum ați văzut, am tăiat puțin usturoi, puțin mai mult. Am pus broccoli, în puțin ulei, am pus usturoi, am pus ulei, am pus usturoi, am pus broccoli. Acum las puțin să se combine împreună, după care îl condimentez și o să mai adaug încă extra usturoi. Ok, focul este încet, pun puțină sare. Și piper. Iar acestea sunt singurele condimente pe care le folosesc. Și cam așa arată broccoli cu usturoi. Amestec bine. Îl mai las puțin pe foc. Focul este oprit. Dar îl mai las puțin să nu fie usturoiul chiar foarte, foarte crud, pentru că Zan n-o să mănânce dacă este prea iute.
așa pregătesc eu broccoli cu usturoi. Sper că vi-a plăcut rețeta mea. Nu cred că a fost ceva nou pentru voi, sunt sigură că ați mai văzut și în alte părți. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne vedem curând!